Ellen White despre puterea ispitei Ferice de cel ce de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu luna vieții pe care a făgădit-o Dumnezeu celor ce ce iubesc. Iacă unul cu 12 Ce este ispita? Este tot efortul pe care îl face inamicul de a ne duce în păcat. Însă ispita nu este păcat. Nimeni nu trebuie să simtă păcătos pentru faptul că este ispitit. Dacă ești întins în pași și dintr-o dată îți apare un gând păcătos în minte, nu e nevoie să te gândești că ești pierdut și să te condamni pentru faptul că un gând negativ ți-a venit în minte pentru o secundă sau două. Ellen White are o ilustrație foarte simplă în privința aceasta. Nu poți evita, spunea, ca păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar le poți împiedica să-și facă cuib în el. Există multe tipuri de ispite. În realitate, satan are o fabrică de ispite. Acolo sunt elaborate ispite personalizate, specifice pentru fiecare individ. Iar cel rău cunoaște foarte bine partea slabă a fiecărei ființe umane. Pentru unul va fi alcool, pentru altul invidia, pentru altul drogurile, pentru altul sexul fără limite, pentru altul telefonul. În fine, lupta noastră este împotriva unei ființe inteligente care ne cunoaște originele mediul în care am crescut, însușirile transmise, ereditar, de către părinții noștri, va face totul ca să ne înșele. Se va ascunde în spatele unui cânt exerzual, în fața unei fete frumoase, în spatele unei fete frumoase, al unui tânăr minunat sau al unei teorii fascinante. Se va îmbrăca în lumină, dacă va fi necesar. Pentru scopurile sale, orice merge. Scopul scuze în mijloacele. Acesta este uh, vorba diavolului. Însă tot ce face ca să înșele este doar o ispită, dar ispita, iar ispita nu este păcat. Dumnezeu promite că îți dă ajutor oricât de puternic ar fi ispitele satanei prin puterea sa poți fi provocare. Ia niște pixuri și urtie și împreună cu un explorator, un coleg, un vecin de joacă ta, joacă și XG0, biscuite sau avioane. Poți găsi pe net cum se joacă. Deci, dragii mei, important este să nu cedem ispitei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.